Salutări, dragilor, și bine ați venit la un nou episod de City Skylines în atelierul lui Tudor. În sfârșit pot și eu să scot câteva cuvinte din gură. Am lăsat un coment, nu știu dacă l-ați văzut, pentru că am tot primit de atunci și alte comenturi că de ce nu mai pun. Dar am avut o problemă cu măselele de minte, a trebuit să-mi scot două dintre ele. Și asta înseamnă o intervenție chirurgicală, adică operație. Și asta a însemnat că nu am putut să vorbesc nici măcar să deschid gura pentru aproape o săptămână. Și după aia am avut nevoie de recuperare. Încă stau cu firele prin gură de la... Hei, ce se construiește aici? Da, și de asta practic nu am pus filmulețe. Am avut o problemă personală, ca să zic așa. What is that? Statue of Liberty. Noise pollution. Da. Da, hai să vedem. Nu mai știu nicio ce se întâmplă aici, pentru că n-am vrut să joc off camera. Nu că n-am vrut, dar nici nu am putut. Nu prea am putut să mă joc. Dar cred că aveam o industrie destul de ok, industrie forestieră. Și un cartier rezidențial care văd că a început să crească un pic în densitate, ceea ce este foarte bine. Hai să mai vedem ce mai zice lumea. What are you to say? You cannot cool sandal with socks. Space station. Dăm puțin pe rapid, așa. Vedem ce se mai întâmplă în oraș, care e cererea și care e oferta. Cum se vede șoseaua. Plouă cu soare, mâine sărbătoare. De fapt azi e sărbătoare, că e 1 martie. O primăvară frumoasă, chiar, apropo, cu ocazia asta, tuturor care se uită la acest filmuleț astăzi, și nu neapărat astăzi, dar și mai încolo, vă urez o primăvară frumoasă și un an frumos, cu de toate, cu bucurii. Cred că pot să pun zonă rezidențială și aici, zonă industrială și aici, atâta vreme cât este în cartierul forestier. Hai să vedem un pic cum arată districtul. Da, perfect. Fix asta am și zonat. Deci hai să punem... Mai multe oportunități înseamnă mai mulți oameni și toate o să fie bune și frumoase aici. Nu știu cum noise pollution-ul de fapt aici. Da, are un pic de poluare fonică, dar nu cred că o să ajungă mai încolo de pompieri. Deci cred că e ok. Ar trebui să fie în regulă. Și au început așa o mică nevoie și de spații comerciale. Să vedem cum ar trebui să conectăm. Noi nu știu dacă avem intersecție, ar trebui să conectăm cu strada asta și să ne dezvoltăm încolo cu orașul și încoace cu industria. Cred că ar fi o idee bună. Să le ținem un pic separate așa, dacă nu mă înșel. Nu știu dacă mergem pe global, dacă vedem. Da, parcă aveam și minereu undeva, aici, da, or, da, deci în partea asta, de fapt, în partea asta la altă avem minereu, ok, și în partea asta ce avem? În partea asta avem petrol, interesant, și aici e tot minereu, și petrol și minereu. Ok, avem de toate. Și nu știu exact cum să facem designul acestui oraș. Dar nu cred că suntem încă la capitolul de dezvoltare. Poate că suntem, habar n-am. Nu am mai jucat acest joc până acum. Nu știu exact tot ce se întâmplă. Dar e o furtună mare aici. Prima furtună din oraș. Nu văd nimic. Nici nu știu exact ce vor oamenii.
Încerc să-mi dau seama ce am de făcut. Not enough educated workers. Oare am nevoie de o școală? Hai să vedem cu gunoiul cum stăm. Stăm foarte bine, cred. Landfill 19%. Nu avem incinerator, în schimb. Cu clinica. Health capacity 100%. Perfect, perfect. Și astea ce sunt? Cemetery. Și ce ar trebui să ne dea cimitirul? Scrie patient capacity. Cred că e doar o chestie așa mai spirituală. O să punem cimitirul... cred că aici. S-ar putea... sau undeva pe aici, maybe. Nu știu exact. Să pun, să nu pun cimitir. Cred că o să-l pun aici. Da. Asta a făcut lumea mult mai fericită. Aș trebui să-mi dau seama că asta o să se întâmple. Firehouse. Trebuie să dăm cu buldezer o clădire. Asta. Ok. Hai să vedem, pompieri, da, e destul de ok, poliție, crime rate foarte mic, jail, nu am jail, oh, nu pot să o upgradez în vreun fel, open the budget panel, relocate building, can dispatch pentru că... Ah, poate... Nu, aici cred că e jail. Police headquarters, nu. Nu știu exact cum faci jail. Oh, avem high school. Tenet pe parent to become educated. Cred că asta am avea nevoie. Sună bine. Ok. Transport. Nu încă. Parcuri. Ce e asta? Japanese. Și natură. Parcă am pus data trecută. Vroiam să mă uit la... Hai să ne uităm la toate, de fapt. Electricitate, cred că putem să mai tragem un wind turbine, dar de ăsta nou, advanced. Water required, ok. What do you mean? Ok, astea le pui pe apă. Nice. Super tare, super tare. Deci foarte drăguț. Le pui pe apă. Cu tot cu panouri solare, cu fel și fel de nebunii, ce invenție. Oare chiar există așa ceva? Ar trebui să mă documentez. În transporturi, bus depot.
bus lines, build lines with the bus stop to just available for raising around the city public budget. Ok, o să ne jucăm cu asta un pic mai târziu. Traficul de fapt ne interesa, unde e, nu transport aici, trafic. În momentul în care traficul începe să... aș putea să pun niște autobuze, poate că, mai ales pe magistrala asta. Sunt destul de multe mașini, bine, și din cauza zonei industriale. Dar hai să ne uităm la apă. La apă stăm bine, peste tot. La sănătate, nu la sănătate, la fericire. Ne și zice dacă e ceva neregulă. Văd că tot cresc pe aici și se dezvoltă. Asta e bine. Asta, aici stăm bine, deja am văzut. Levels. Până la 5 poate să ajungă cu cele rezidențiale. Văd că cele comerciale sunt la 2 sau la 3? Cred că la 3 unele din ele. Nu, la 2. Dragster 2.0, da, corect. Nu avem office-uri și industrial level. Este pur și simplu la... este specializat. Ok. Vântul bate... bate. Foarte bine că bate. Energia noastră eoliană își face treaba. Poluare avem un pic aici la apă. Da, știam asta. Și la gunoi. Aici, da, e un pic cam multă poluare fonică în zona rezidențială, dar nu e așa multă. Fire safety, crime, da, asta, jail availability, nu știu exact cum faci închisoare. Dar unde vedeam cu education? Outside connections, ok. Land value, mișto. Așa, și aici facem 500 de unități, 600 din 40.000. Văd că cel mai mult avem în industria forestieră și e și sustenabilă, e curată. Cred că o să specializăm pe industria forestieră. Fire safety. Unde vreau să mă uit la education? La education aici. Uneducated, 16. Well educated, 2 la asta. Avem deja well educated, e perfect. Bun. Și acum hai să ne uităm la public transportation. Avem nevoie de 30.000. Ok, hai să dăm puțin... să mai treacă puțin timp, să facem niște bănuți. Nu sunt suficienți lucrători. Ok, știu ce înseamnă asta. Trebuie să mai tragem un pic de zonă rezidențială. Hai să vedem cu străzile alea, cu intersecțiile. Cât mă costă asta? 16.000, Dumnezeule. Dar nu ar trebui... eu nu cred că pot să distrug strada asta, nu? Ba da! Deci să mă conectez aici înseamnă că să fac o intersecție aici. Dar nu am bani pentru asta. O să facem asta mai încolo. Hai să tragem zone acum.
Ceva de genul acesta, aș spune. Și... ceva de genul acesta. Pentru moment. Arată ca un... Deci nu știu exact ce arată. Rachetă? Maybe. Dar oricum, hai să vedem cum putem să conectăm noi drumurile astea. Să încercăm să facem un cartier cu... N-am mai încercat cu sens unic până acum. Da, stai puțin. Și cum îi dau sensul? Aha, ok. S-a pus automat că... nu poate să vină pe aici. Ok, și dacă pornesc de aici, de exemplu... până aici. Da, hai să lăsăm totuși un pic de loc pentru un copăcel, o trebușoară. A, sau văd că n-am lăsat. Ok. Încerc chestii noi. S-ar putea să meargă, s-ar putea să nu meargă. Mă gândesc că ar trebui să meargă pentru că intersecțiile acum sunt practic de două ori mai rare. Într-un fel. Nu știu dacă are sens ce zic. Și poate că aici ar trebui pur și simplu... ceva de genul acesta. Sau nu. Aici avem nevoie de străzi cu două sensuri. Cam așa ceva. Arată ok. Cred că da. Și aici în mijloc vreau să punem ceva. Să punem un chestie de genul ăsta. Și vreau să punem un parc sau ceva. Sau mai multe parcuri. Plaza with picnic tables. Tocmai ce am dat 15.000 pe așa ceva. Whoops. Ouch. Nu asta am vrut să fac. Totdeauna trebuie să te uiți la preț înainte să cumperi ceva. Există posibilitatea să trebuiască să mă împrumut acum, ca să pot să treacă țevi și toate alea. Nu știu ce a fost în capul meu. Cam atât am zonat, parcă, nu? Parcă. Chiar mai puțin.
Probabil spații comerciale aici și aici, în zona asta. Asta o să fie probabil un cartier mai... nu vreau să zic mai luxos, dar... mai liniștit. Ok. Măcar nu funcționează asta. Ca fix ca primarii aia care habar n-au ce fac. Care consumă fondurile practic doar așa de ochii lumii. Op. Oh, câte avem aici abandonate. Pentru că nu au lucrători. Trebuia să ne mișcăm un pic mai repede, cred. Cu lucrătorii ăia. Încă sunt fabrici care nu au lucrători. Dar n-am ce să le fac. Suntem la limită cu banii. Iar și-a venit noaptea. Și nu știu de ce, dar dacă tot a venit noaptea, am așa o senzație că ar fi și vremea să sfârșim acest episod. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, dragilor. Nu știu dacă e un episod mai scurt sau nu, dar sincer a început să mă doare din nou gura și cred că trebuie să iau o pauză. Dar mă bucur că am revenit cu filmulețele. Și am văzut comentariile voastre, le citesc pe toate. Mulțumesc frumos pentru toate comenturile și like-urile și așa mai departe. Și vă mai aștept și la alte episoade din atelierul lui Tudor. Avem un incendiu. Îl vom reuși să-l stingem sau nu? O să vedem data viitoare, în următorul episod de City Skylines, în atelierul lui Tudor. Pa, pa!